Secretarul general al PNL Neamț, Laurențiu Leoreanu, susține că odată cu validarea mandatelor de consilieri, Consiliul Județean a fost legal constituit. Majoritatea constituită din PSD, PMP și ALDE poate trece hotărârile de Consiliu prin majoritate simplă. Singurele probleme vor fi atunci când va fi vorba de proiecte de hotărâre care au nevoie de majoritate absolută legate de chestiuni de patrimoniu. Primarul reproșează jurnaliștilor că nu au avut o atitudine mai critică referitoare la comportamentul PSD-ului, care a dorit să controleze votul propriilor consilieri, temându-se de eventuale trădări interne. Din această cauză, toți consilierii PSD și-au împăturit votul în fața membrilor Comisiei de Validare. Din această cauză, cei 14 consilieri PNL au părăsit sala de ședințe în semn de protest și nu s-au prezentat la niciuna dintre ședințele extraordinare ulterioare. Ședința este constituită, consilierii sunt validați, așa că nu se împietează cu nimic funcționare. Doar pe problemele de patrimoniu. Acolo unde le trebuie două treimi. Nu. E o chestiune față de respectul legii. Acolo unde, de ce n-ați sărit în sus atunci când ați văzut că nu se respectă legea? Când ați fost în sală mass media la Roma și ați văzut că se votează cu același pix în urnă, ați văzut cum s-o vota la Roman? De ce nu ridicați problema asta? Întâi luați-o în ordine cronologică. Dacă tot vreți să fiți câinii de pază, drept și corecți. Așa ridicați-o. Dom'le, vă înțelegem că acolo, într-adevăr, am văzut că nu s-a respectat legea, dar noi v-am propune, în respect față de cetățean, să căutați-o. Așa aș pune o problemă dacă aș fi ziarist. Liderul liberal susține că secretul votului este o chestiune prevăzută de Constituție și nu poate fi lăsată la bunul plac al unei formațiuni politice. Pentru că acolo totuși a fost o problemă cu transparența și cu procedurii. Da, a fost prea multă transparență, corect. Deci eu consider că dacă vorbim de procedură de vot, uitați-vă în articolul din Constituție care prevede secretul votului. Deci nu înseamnă că votul e secret pentru mine. Nu înseamnă că dacă eu vreau îl arăt, dacă nu, nu. Secretul votului presupune într-adevăr faptul că votul este știut doar de persoana care a votat, fără a fi arătat celuilalt. Personal însă, secretarul general al PNL, Laurențiu Leoreanu, consideră că s-ar impune ca cei 14 consilieri județeni să se reîntoarcă în Consiliul Județean pentru a-și exercita atribuțiile. Dacă vreți un punct de vedere personal, acum, eu de fapt am și spus că, domnule, astea au fost lucrurile, s-a creat o majoritate în momentul de față, trebuie să mergem să ne apucăm de treabă, pentru că lumea așteaptă să se rezolve problemele. Dacă vreți să știți punctul meu de vedere personal, ăsta a fost, doamna Flora. De altfel, grupul de consilieri PNL din Consiliul Județean au acționat în contencios administrativ al Tribunalului Neamț hotărârile Consiliului Județean de alegere a președintelui Ionel Arsene și a vicepreședinților Laurențiu Dulamă și Ionela Saftei. Joi 28 iulie 2016, se pare că toți cei 14 consilieri județeni se vor prezenta la ședința ordinară a lunii iulie. În condițiile în care la trei ședințe ordinare consecutive cei 14 consilieri județeni PNL nu s-ar prezenta, aceștia și-ar pierde mandatele, ceea ce nici partidul nu-și dorește.